Bine ați venit la Mimi, Castelul Mimi. 50 de lideri europeni s-au întâlnit astăzi la summitul Comunității Politice Europene din Republica Moldova, unde securitatea continentului european e principala temă. Evenimentul a fost organizat ca o demonstrație de forță împotriva Rusiei, iar primul care a pășit pe covorul roșu a fost chiar Zelenski. După ce a schimbat câteva vorbe cu președintele Maia Sandu, Zelenski s-a dus lângă ceilalți șefi europeni, printre care Macron, Scholz sau Ursula von der Leyen. Zelenski n-a venit la poze, a venit să vorbească pentru toată Europa. There are no security guarantees. There are only war guarantees. That is why every European country that borders Russia and that does not want Russia to tear it apart should be a full member of the EU and NATO. In summer in Vilnius at the NATO summit, the clear invitation to membership for Ukraine is needed and the security guarantees on the way to NATO membership are needed. The time has come and the doubts must vanish. Positive decisions for Ukraine will be positive decisions for everyone. Șeful NATO, Stoltenberg, abia așteaptă Ucraina în NATO, deși Germania nu vede posibil așa ceva cât timp e război. I agree that Ukraine will become a member of NATO. And we all agree that the most important thing now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign and independent state. Stoltenberg va merge la discuții cu Erdogan, cel care și-a anulat vizita de la summitul din Moldova pe ultima sută de metri. Șeful NATO vrea să-l convingă pe Erdogan că locul Suediei e în NATO. În schimb, Iohannis s-a dus la summit și a călătorit cu stil. A închiriat un avion privat de la Toyo Aviations, firmă pe care președintele a folosit-o frecvent în ultimul an în călătoriile sale în afara țării. Iohannis n-a mers singur. A plimbat-o în lux și pe Roberta Metsola, președintele Parlamentului European. Iohannis și-a păstrat luxul și în ținuta de la fotografia de familie. Nu a renunțat la ochelarii de soare, a fost singurul care a purtat așa ceva. De frica rușilor, NATO și-a luat măsuri de precauție. A supravegheat spațiul aerian al Moldovei cu avioane care pot detecta rachete, drone rusești aflate la sute de kilometri distanță. Peste tot Nemo erau și lunetiști, din ce am mai citit, securitatea chiar a fost la cote înalte. Mai mult decât atât, acest summit trebuia să aibă loc la Parlamentul Republicii Moldova în Chișinău, dar purtătorul de cuvânt al Parlamentului a spus foarte clar, asta ar fi însemnat o blocadă a capitalei, nu doar pentru câteva zile, ci chiar poate blocaj. Săptămâni. Un blocaj, da, e, acum eu cu blocada, blocarele și o blocadă, dacă tot sunt cu războiul. Și cu siguranță ar fi fost așa, deci au ales o variantă mai frumoasă, chiar aș spune, la Castel Mimi, mai deosebită pentru șefii europeni, pentru că chiar vorbeam de multe ori despre ce înseamnă un loc turistic din Republica Moldova. Ceea ce la ce mă gândesc eu acum însă e, nu să creadă ei, păi dacă o duc atât de bine, au casteluri peste păi tot. Păi din potrivă, uite că tot aici. Eu nu ți-am avut de comentat. Hai, dacă tot ai avut de comentat, hai să ne băgăm la comentarii. Nu e și o promovare culturală în același păi timp, că nu te duci la Parlament, te duci la castel. Să legăm cele două momente. Da, eu am fost la Chateau Mimi, e nu departe de Chișinău. Da, nu e foarte, jumătate de oră probabil, exact. Poate ceva mai bine. Și un exemplu de succes pentru Moldova. Este un loc care și mai vechi a fost transformat și a fost redat circuitului public. Sunt foarte multe evenimente acolo, destul de spațios și poate fi organizat un summit și e important pentru Moldova. Trebuie spus asta și trebuie să subliniem asta dincolo de anecdotica acestor zile. Iată că Moldova e în avangarda proiectului european. Este o inițiativă, tot vorbeam de avangardă. Și nu se rezumă, importantă pentru Moldova relația cu România în planul politicii externe, dar jocul Moldova este chiar dincolo de. E foarte important. Și important să sprijinim, dar nu lozincar, ci epoca podurilor de flori s-a dus. Și trebuie exemple concrete. Eu amintesc când eram în guvern de plin în 2015 și că tot vorbim de cultură, niște proiecte concrete. Refacerea Muzeului Național de Artă din la Chișinău, care arată super. Granturile câte 1 milion de euro fiecare. Sala cu orgă refăcută. Teatru Bogdan Petricei cu HD-ul în sud la Cahul. Dincolo de discursuri, dincolo de retorică, întotdeauna summit este și sunt și discursuri și chestiuni oficiale. Până la urmă, este politica e foarte despre pragmatism și mai ales în criză, mai ales cu război, mai ales cu crize sociale în tot spațiu.
Cetățenii Uniunii Europene au nevoie de încredere, de speranță, de optimism. Care este proiectul? Și aici trebuie spus că Franța a sprijinit foarte bine o inițiativă, cred că al doilea Macron chiar Macron, a inițiat, al doilea summit, cred, de tipul acesta, cred că la Praga a fost recent, ceea ce e important pentru România, că iată cum istoria are numai viclenici și are și coincidență frumoasă. Este summit unde România a fost invitată. Îl vedeam acum președintele Ucrainei, care își dorește, nu-i așa, să fie cu Ucraina, să devină membru NATO. România a devenit în 2002 la un summit la Praga. E, acum sperăm că și după ce acest, după Chișinău, după Chateau Miminu, Moldova are un proiect european important pe care o să meargă și nu o să treacă mult timp până când va deveni membru al Uniunii Europene. Probabil asta este și scopul, pentru că Maia Sandu a spus foarte clar încă de la începutul summitului, înainte de a organiza chiar summitul, că este o investiție pentru viitorul european al Moldovei. Apropo, scuze-mă, Tamara, vorbeam mai devreme de Timișoara. Oare în proiectul ăsta, da, cultural european, că este un proiect european, nu merita și Moldova o prezență de, hai să zicem, câteva zile, o săptămână la Timișoara, artiști moldoveni care nu sunt puțini, da, sunt artiști moldoveni care stau aici, în România. Am vorbit mai devreme și, de fapt, facem o sinteză acestor teme. Atunci când Timișoara a fost selectată, în final au fost patru orașe. A fost și Clujul, că vorbim de Electric Castle, de Antol, am vorbit de Festivalul George Enescu, dar nu trebuie privit așa superior festivaluri de tip Antol sau pentru că ele exprimă un tip de cultură. Sunt foarte mulți oameni care vin acolo. Sunt exemple de antreprenoriat cultural de succes, în care statul face destul de puțin și nici nu poate să facă, nici nu e normal, nu numai cu mâna întinsă la subvenție, ce dă guvernul. Sunt inițiative private de multe ori care sunt puse și pun Clujul sau Timișoara. La Cluj mai este și TIFF, care e un festival important de film pe care îl face Tudor Giurgiu de niște ani. La Sibiu mai este festivalul Astra. Sunt niște lucruri. În final a fost Timișoara, a fost Cluj, a fost Baia Mare și a fost București. Ce s-a ales de celelalte proiecte, noi nu știm. Logic era ca lucrurile bune din acele proiecte să meargă mai departe, să se implementeze, să fie chiar un dialog dacă între București aceste orașe. Sau Cluj nu e, da, evident, nu e desemnat. Faptul da. Că n-au câștigat, nu, asta nu înseamnă că nu erau lucruri bune în proiecte. Și trebuie să înțelegem. Comisia Europeană, atunci când a dat Timișoarei, a dat unui proiect. Guvernul Național, banii vin prin Guvernul Național, din păcate acum a devenit Timișoara mai mult o chestiune specific locală. Miza națională pare că lipsește. Sigur că în calendar, noi vorbeam de site și o inițiativă bună ce a fost cu Barcelona. Aici, sigur, trebuie privit cu un optimism bine temperat, ca să zic așa, evoluția. Procentul ăla, să dea Dumnezeu să fie... Să ne asumăm riscul ăsta să vină turiștii la noi și să n-avem ce să facem cu noi, să facem noi schimb de trenuri. Nu cred că se va întâmpla, dar e important semnalul pe care îl dau. Și într-adevăr trebuie creativitate și trebuie imaginație, pentru că în foarte multe, câteva țări din Europeană, cultura și turismul sunt conectate. Există Ministerul al Culturii și Turismului, într-o singură, nu știu dacă este bine, dar este o idee de a-ți promova patrimoniul cultural pe care îl ai. Lucru pe care cred că l-au făcut cei din Republica Moldova și aici aș vrea să mă reîntorc la data de 21 mai. Vreau să vă arăt din tabletă această poză, care pentru mine este foarte reprezentativă astăzi. Deci aici este în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Undeva pe acolo este și Arcul de Triumf, unul mai mic decât cel pe care îl avem noi la București. Aici era chiar Maia Sandu cu Roberta Metsola, că atunci a fost și ea prezentă. A fost la acel meeting pro-european. Maia Sandu l-a anunțat în urmă cu câteva luni și a spus foarte clar cei care vor să fie în Uniunea Europeană să vină pe data de 21 mai. A făcut lucrul ăsta, am văzut câți oameni au ieșit în stradă, iar astăzi vreau să vă mai arăt și un filmuleț, aici vorbește șeful diplomației europene, Josep Borrell. Imediat, care spune Cyprus become member of the European Union having a territorial problem. Vorbește despre Transnistria. Moldova can do it. Moldova can do it, chiar dacă are acea problemă cu teritorială cu Transnistria. Aici vine întrebarea mea, de fapt, Ionuț. Care sunt beneficiile și unde merg ele? Către Republica Moldova, către Europa, către Zelenski sau Ucraina? Cine câștigă cel mai mult? Moldova cu siguranță câștigă și imaginile. Și eu vreau să fac referire la acel meeting care arată că există în Republica Moldova, în Chișinău, în bună seamă, dar și în toată țara, un public, este tot mai numeros de oameni care își doresc ca țara, ca Moldova, să intre în Uniunea Europeană.
Au fost zeci de mii de oameni care au venit, genul ăsta de meeting la care nu îi aduci cu trenuri și cu autobuze. Oamenii cred într-un ideal european, care e un ideal până la urmă e o viață mai bună și o viață mai sigură și mai liniștită. Departe de război și departe de ororile trecutului și de nesiguranțele trecutului. Iar Maia Sandu demonstrează un lucru, că se ține de cuvânt. Eu cred că asta, de-aia o și vedem într-un anturaj important în plan internațional. Nu doar declară că noi vom ne dorim face. Și că vom face. Nu, uite că și face, uite că se ține. Uite că există un calendar al unui traseu european al Republicii Moldova. Iar aici șansa și la Chișinău și la București este că Occidentul la Chișinău este București. Deci noi trebuie să suntem împreună și acel proiect unionist e posibil acum în Uniunea Europeană. România și Moldova se pot întâlni în Uniunea Europeană și noi trebuie să sprijinim la București acest parcurs, dar nici nu, și noi nu doar cu vorbe. Adică trebuie să existe fapte și la Chișinău și la București. Eu vreau să mergem la Paris să discutăm cu Marcela. Să înainte vedem de, și noi întâlnire. Da, înainte de a merge către tine, Marcela, două lucruri mă îngrijorează. Sunt două semnale și negative, apropo de summitul ăsta. Unul, că nu participă Erdogan. Da. Erdogan întotdeauna a jucat-o duplicitar, asta e clar. Și a mai venit un semnal, e adevărat, nu acum la summit, dar cu vreo două zile în urmă, din partea Georgiei. Da? Primul ministru de acolo, mi-e greu să-i pronunț în numele Garibashvili, da? Cred că l-am zis corect, spunea, da? Deci spunea cu subiect și predicat că războiul ăsta al lui Putin împotriva Ucrainei este cauzat de NATO, adică mai exact de extinderea NATO. Dar evident că va arunca cu pietre și în NATO și poate chiar în Uniunea Europeană, odată ce nu a fost primită atât de cu brațele deschise. Și a depus cererea de aderare, mă rog, care a rămas cum a rămas. Marcela, la tine. Hai că tu l-ai urmărit pe Macron, care e toată omul cheie. Nu te auzim, să știi. Nu, știi că asta e problema mea. Da. Am urmărit cu foarte mare atenție ce s-a întâmplat astăzi, pentru că mi se pare într-adevăr un moment extrem de important. Pentru Moldova, în primul rând, deși noi am fi tentați și suntem, de fapt, cu ochii pe Zelenski și pe ce se întâmplă cu Ucraina, dar mi s-a părut într-adevăr un moment important pentru Moldova. Și de ce? Au fost întrebări în timpul conferinței de presă și a fost o referire și în timpul conferinței la faptul că aderarea Moldovei ar putea să fie împiedicată de faptul că există acea problemă în Transnistria. Cu întrebarea ce facem cu Transnistria? Renunțăm la ea ca să putem integra Moldova? Și Maia Sandu a spus categoric nu. Același lucru a spus și Zelenski. Transnistria face parte din Moldova. De ce lucrul ăsta este important? Pentru că dacă lăsăm Moldova deoparte, integrăm noi așa Ucraina și Moldova ar rămâne neatașată instituțiilor europene, ar fi ca o enclavă pro-rusă în interiorul Uniunii Europene și cred că nimeni nu-și dorește așa ceva. Iar în ceea ce privește Transnistria, Zelenski a avut o expresie foarte interesantă, mi s-a părut mie, ca un arc peste timp, în prima zi a războiului în Ucraina, a spus că soldații ruși care nu vor să plece din Transnistria, dacă e nevoie, le închirează el niște taxiuri. Ați înțeles la ce anume s-a referit. Deci s-a vorbit mult, bineînțeles, despre Ucraina. A fost în centrul atenției, deși acest summit nu este despre războiul din Ucraina. Este un summit care vrea să reunească țări foarte diferite, ca de exemplu Marea Britanie, care a fost și nu mai este Uniunea Europeană, sau Elveția, care este o țară și a rămas o țară neutră, până la Armenia, de exemplu, care face parte dintr-o alianță militară cu Rusia. Deci, într-o declarație comună a acestor lideri de state, nu te poți aștepta la lucruri foarte clare, foarte concrete. Dar foarte important au fost întâlnirile bilaterale și ceea ce a venit Zelenski să obțină aici este în pregătirea summitului NATO de luna viitoare, unde el speră să obțină niște garanții foarte certe de securitate, în sensul în care, dacă nu va fi invitată acum, ceea ce este foarte puțin probabil, să îi se dea o foaie de drum și niște garanții de securitate până în momentul în care va putea fi invitată să înceapă negocierile pentru aderarea la NATO. Asta a fost pregătirea pe care a făcut-o Zelenski acum. Restul sunt lucruri pe care le cunoaștem, că vrea rachete Patriot, că vrea niște avioane pentru contraofensivă. Astea sunt lucruri pe care
le auzim în fiecare zi. Dar asta mi se pare important, că s-a pregătit pentru summitul NATO de luna viitoare. Și Nemo, apropo de ce spuneai mai devreme, sigur, Olaf Scholz spune că nu se poate deocamdată pentru că Ucraina este în război, dar este același Olaf Scholz care se jura cu mâna pe inimă că nu va da tancuri niciodată Ucrainei. Deci, ceea ce este foarte valabil azi, mâine poate să fie complet diferit. O să vedem până unde poate să negocieze Zelenski, cât de departe se poate merge, și încă o dată revin la Moldova și la această micuță și extraordinară femeie numită Maia Sandu, care este, cred eu, omul providențial pentru Moldova în acest moment. Și uite câți bărbați are în spate și totuși înainte, curajoasă, așa cum voi merge și eu înainte acum.